Sorin Câmpeanu a anunțat că la finalul lunii mai s-ar putea relua cursurile fizice în școli. Ministrul Educației a precizat însă că acest lucru va depinde de respectarea regulilor de protecție, vaccinarea personalului din învățământ, testarea cu teste non invazive, dar și descăderea numărului noilor infectări cu SARS-CoV 2. Câmpeanu a anunțat că până în prezent au fost vaccinați împotriva noului coronavirus 15.000 de angajați din învățământ. Elevii consideră că în sistemul online nu s-a aprofundat materia așa cum trebuie, iar acest lucru va diminua notele de la examenele finale. Nu cred că este posibil acest lucru având în vedere uh, noile cazuri de COVID care se anunță pe zi ce trece, dar uh, mi s-ar părea mult mai... Uh, Bine să ne întoarcem din nou la școală în format fizic, pentru că e vorba de interacțiunea pe care ai cu profesorul și de modul în care asimilezi mult mai repede toată materia care ți este predată. Am o părere bună, deoarece ne pregătim mult mai bine la școală decât online și înțelegem mult mai bine face-to-face -face decât online. În online nu prea facem cine știe ce regulile de protecție respectate, vaccinarea, testarea și trendul descendent vor da ocazia Ministerului Educației să vină cu argumente pentru deschiderea tuturor școlilor. Am păreri destul de bună, doar ce în timpul școlii fizice învățăm mult mai multe lucruri decât online. Atât timp cât facem de acasă, intervin foarte multe, cum să zic, lucruri care ne distrag atenția. Ba, ai televizorul în cameră, ai telefonul, ai calculatorul și automat o să mai fi la fel de atent cum mai fi la școală, când mai poți să răspunzi, mai poți să pui o întrebare. Și o zic că ar fi foarte bine să începem școala fizic din mai. Ministrul Educației a insistat pentru ca testele non-invazive să fie folosite în școli pentru siguranța tuturor elevilor și a cadrelor didactice.